Situație mai puțin obișnuită în cel de-al doilea municipiu din Mehedinți. Primarul Orșovei cere desființarea poliției locale. Cu toate acestea, un astfel de demers nu poate fi făcut decât de către guvern, organismul care a înființat structurile poliției locale la nivel național. Au fost discuții aprinse în cadrul ședinței de Consiliul Local Orșova. Mărul discordiei îl reprezintă propunerea edilului șef, prin care solicită desființarea poliției locale. Motivația primarului este că acest organism nu își face treaba și nu dă destule amenzi. În plus, primarul consideră că bugetul localității este mult prea împovărat pentru a mai susține și cheltuielile alocate acestui serviciu. Propunerii edilului Stoica i s-a opus o parte a consilierilor locali. Nu mi se pare normal să desființăm poliția locală. Ar fi trebuit să se acorde mai multă atenție poliției locale, care trebuia să ducă la îndeplinire hotărârii de Consiliu privind anumite amenzi pentru încălcarea folosirii domeniului public, amenzi pentru urbanism, amenzi pentru fapte antisociale, dar de câțiva ani încoace primarul duce un război surd cu acest serviciu, război care s-a transformat până a ajunge pe masa noastră să desfințăm acest compartiment, că e micuț, câțiva oameni. Unii dintre aleșii locali susțin propunerea edilului. Deci mie mi se pare o propunere pertinentă, la modul că întotdeauna trebuie să dai cuiva o șansă. Discuțiile care au fost aleatorii și contradictorii, că domne, n-au avut specificate atribuțiile, că nu și-au făcut treaba, după părerea mea, foarte clar, în momentul în care cuiva îi dai niște sarcini concrete și nu le-a realizat, poți să discuți despre desfințarea postului sau darea afară. Aici e vorba de desfințarea practică a serviciului respectiv. În Orșova există poliție statală, există jandarmerie, există poliție de frontieră, sunt o mulțime de organisme ale statului. Avem nevoie de local, o desfințăm și poate altă dată reorganizăm un alt fel de serviciu, nu neapărat poliție. La nivel național, polițiștii adevărați spun că să le retragă denumirea de polițiști la cei din poliția locală. Și așa facem și noi. Eu susțin același lucru. Lovindu-se de opoziția unei părți a aleșilor locali, edilul a retras de pe ordinea de zi a ședinței proiectul privind desființarea poliției locale. Cu toate acestea, aleșilor locali li se va cere din nou votul cu privire la acest subiect peste două luni, timp în care polițiștii locali trebuie să prezinte săptămânal un raport de activitate. Domnule, polițistul local, în momentul în care este forțat de cineva, face scris: domnule, m-a obstrucționat în realizarea funcție sau... Domnul, ca să terminăm cu discuțiile astea, domnul consilier, în calitate de inițiator al proiectului, ca să terminăm cu așa, la momentul ăsta mi-a dat pe ordinea de zi până o să avem o comunicare cu lumea, da? Am dreptul ăsta, domnul secretar, să retrag la orice moment pe ordinea de zi, da? Îl retrag de pe ordinea de zi ca să terminăm cu discuțiile. Am terminat cu discuțiile astea, da? Am terminat, nu mai avem ce discuta că l-am retras. L-am retras de pe ordinea de zi. L-am retras de pe ordinea de zi. Dar e de-a dat cu domnul președinte și ființă privată. Eu l-am retras. Deci două minute, da. Poliția locală a fost înființată în anul 2010 de către Guvernul României. Prin urmare, decizia desființării acestui organism revine în sarcina Guvernului, nici de cum a unui Consiliu Local. Dacă o astfel de decizie s-ar concretiza, angajații Direcției de Poliție Locală și-ar pierde slujbele după ce au lucrat ani de zile în această structură. Sper ca domnii consilieri locali să înțeleagă faptul că sunt un oraș turistic și fiind un oraș turistic au nevoie de ordine și siguranță publică. Polițiștii locali sunt cursanți, au făcut cursurile de inițiere în cadrul școlilor, în cadrul Ministerului de Interne. Primăria Orșova în 2011, pentru că din întâmplare polițiștii locali, o parte din polițiștii locali au fost colegi cu mine în cursurile de inițiere, au plătit cursurile de inițiere pentru polițiștii locali. Și acum, după ce plătim cursul de inițiere, formăm niște oameni în loc să venim să facem mai eficientă poliția locală, în loc să investim în logistica poliției locale. Aveți acolo, în fața primăriei, un sielo care stă de 2 ani inscripționat, chiar este inscripționat, și în loc să meargă să patruleze, stă pentru că nu au avut bani sau nu au prevăzut bani pentru a face eficientă, mai eficientă poliția locală. Avem mare încredere în consilieri, adică în
opinia lor, de umanitatea lor, știți, adică până la urmă e vorba și de viață, deci e o chestie de omenie, de, cum să vă spun, nu de... Vom vedea. Aveți activitate zilnică? Da, bineînțeles, sunt patrule mixte cu Poliția Națională, avem un om și la poarta primăriei pentru că se dă libere concedii, așa, suntem pe teren mereu, cu școli, tot ce trebuie. Mari salariile dumneavoastră? Sunt cele mai mici din primărie, portarii, și noi urmăm noi după portari, suntem noi următorii după portari ca și grilă de salarizare. Decizia primarului de a desființa poliția locală a ajuns și la urechile orșovenilor. Dacă unii dintre oameni nici nu vor să audă de o astfel de măsură, alții din contră sunt în asentimentul edilului și spun că inițiativa este binevenită pentru că activitatea poliției locale nu este vizibilă. Păi de ce să se sfințeze dacă este ceva bun pentru public? Pentru că asta face poliția locală. Veghează publicul, nu? Curățenia, ordinea în localitate, în oraș. Vă simțiți mai în siguranță că există poliție locală în oraș? Păi, normal că te simți mai în siguranță când este cineva care te protejează. Primarul e primar. Gândește bine. Eu nu le-am deloc cu poliția asta. Nici că e locală, nici cu aia. Considerați că este bine să fie desființată? Da și nu. Nu prea își fac datoria. Păi și dacă e, ce fac? Și așa nu fac nimic. Deci ați fi de acord cu asemenea decizie? Da, bineînțeles. Nu vă simțiți mai în siguranță că există poliția locală? Siguranță. De unde e siguranță? Unde sunt? Era pe aici. Da. Păi uitați-vă și dumneavoastră pe aici, dacă îi vedeți pe aici. Nu știu, sincer vă spun că nu. Nu știu. O te primește poliția cealaltă mai multe atribuțiuni sau... Nu știu ce să zic. Oricum, poliția locală la noi este ca și inexistentă. Deci ați fi de acord cu asemenea decizie? Nu comentez, dar oricum este, din câte știu, este ca și inexistentă din observațiile mele. De altfel, o decizie asemănătoare a mai fost luată în municipiul Recaș din județul Timiș în urmă cu 4 ani, atunci când administrația locală a fost obligată de către o instanță de judecată să revină asupra hotărârii de Consiliu și să permită reluarea activității poliției locale, dar și să achite drepturile salariale ale polițiștilor locali aferente perioadei în care activitatea a fost suspendată.